bine v-am regăsit! Astăzi la rețeaua de idoli avem invitată o mare doamnă. O doamnă care ne-a scos din cotidianul unui București plin de praf și ne-a adus un pic mai departe, dar nu foarte. Într-un loc în care se spune că e liber la talente și o să vă lămuriți imediat de ce. Deocamdată, așa cum am mai făcut-o și până acum, o să încercăm un mic chestionar cu precizarea că ar fi cazul să o recunoașteți fără să o și vedeți. Primul film pe care l-ați văzut? Ceva cu Sarita Montiel. Asta era. Dacă ați face o călătorie în timp, unde v-ați opri și de ce? Capri. La Capri, da? Oricând la Capri să fie. La Faralioni, acolo, da. Da. Știți să fredonați vreun cântec din copilărie? Ați făcut vioară când erați copil. Ați și cântat cu vocea de mică? Cu vocea, da, 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 da. Da. Mai spuneți-mi un vers dacă mai știți. De ce? Oaie de mărăcine. Aprindem oricum luminile. Cum era acum să fi continuat cu acest chestionar și să vă întreb dacă gătiți sau vi se gătește când ne-ați chemat în raiul ăsta de aici, de la Buftea? Unde cred că gătiți? Chiar cred că gătiți. Dar sigur că gătesc. Am un program strict, pentru că nu ies afară să lucrez în grădină începând de la ora 12 până la 5. Intru repede în casă și gătesc ca la 2:30-3 să putem mânca. Și somnul de frumusețe? După masă. Chiar îl aveți? Da. Mă rog, mă uit la filme. Dacă adorm, bine, dacă nu, nu. Dar dacă nu dorm după masă, dorm foarte bine noaptea. Niciun somnifer nu am nevoie după munca asta la grădină. Bine v-am găsit aici la Buftea, aici unde e casa dumneavoastră de mai bine de un deceniu. Un loc în care încercam să spun la început că e liber, cum era aia, cu talente de Buftea, da? E liber să faci orice. Se scuză că ești aici, lângă studiourile de film ale României, fostele studiouri. Da, 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 da. Când eram copii, ne jucam un joc așa, desenam și era întrebarea în ce oraș vrei să locuiești. Și trebuia să spui o literă. Și la mine era Bântul, în general. De ce a fost București și Buftea? Da, mai târziu vorbesc. Că se știa la Tulcea, acolo, de la Buftea. La Tulcea, da, da. Deci acolo... eu cred că am intuiție multă. Eu, și nu numai la jocuri. Eu cred că o să-mi fie foarte greu cu dumneavoastră și o să vă spun de ce. Pentru de ce? Că ne cunoaștem doar de la începuturile meseriei tale. Am fost la Iași, la tine. Eu nu. Și nu-i numai asta. Suntem născute la o zi distanță, așa la e. Ceva în diferență, dar la o zi distanță. Da. Și mi s-a părut mereu că avem un soi de complicitate. Totdeauna mi s-a părut că aveți așa un firesc și o naturalețe pe care n-ați încercat să le trucați niciodată. Ca o actriță franțuzoică, da? Ca oricare mare actriță din cinematografia franceză, ați ieșit așa la rampă, fără să încercați să vă retușați. Periculos. Nu știu dacă e chiar așa. De exemplu, pe scenă, totdeauna îmi făceam Tatăl Nostru înainte, ca să alung energiile negative. Când am venit prima dată în București, eram așa... vrăjită, mă uitam la blocuri, mii de cămăruțe, mii de vise în fiecare cămăruță, fiecare fată își dorește să fie, să facă, să fie cunoscută. Și mă gândeam, niciuna, niciun metru pătrat nu e al meu. Deci am avut acest complex al casei, să am casa mea. Casa la Tulcea locuiați la casă? Da, da. Și vacanțele le făceam la țară, la bunica, așa cum toți, știi, când ne întorceam la școală, după vacanță, ne dădea compunerea aceea. Cum ți-ai petrecut vacanța de vară? În vacanță la bunici. Era, la toată lumea era răspunsul. Nu știu vieții copii acum dacă mai au bucuria asta. Povesteați undeva într-un interviu că dacă ar fi să vă fie drag de dumneavoastră, v-ar fi drag de Tora din copilărie. Că ați avut o copilărie bună și că ați fost un copil minunat. Da, mi-e foarte drag. Dacă văd imaginea, o anumită imagine, pentru că, în general, nu-mi duc energia în trecut, adică să mă tot gândesc în trecut. Dacă mă întreb și de piese, de știu foarte puțin. Adică nu mă mai orientez. Ce-a fost, a fost. Poetul spune, pentru că, vorba aceea, sunt actriță, dacă iei, apropo de trecut, dacă iei trecut un pumn de cenușă, dacă îl iei în palmele tale, se respiră printre degete. Cam așa văd și eu trecutul. Dar, într-adevăr, am făcut și lucruri, poate, care... nu au fost grozave, dar am făcut și multe foarte bune. Acolo, în primii ani de viață, în care îi bucurați pe verișori cu ce așa știați să faceți, îi puneați la treabă, începeați să montați piese de așa teatru. Mi-a spus o verișoară la un moment dat, după ani și ani,
un lucru care aproape mă jenesc să-l spun, dar o să-l spun totuși, pentru că sunt vorbele ei, că ne-ai făcut copilăria mai frumoasă. Deși erați le trimiteam cărțile mele, eu eram prima verișoară, cea mai mare, le trimiteam mărțișoare, vederi, făceam serbări în vacanță, ne jucam, dar învățătoarea, bineînțeles, eu eram învățătoarea, fiind și cea mai mare, și berbec leader, adică cum cred că te recunoști, ne jucam de Paști în vacanța de primăvară cu Caloianu, asta era o păpușă făcută din lut și noi o îmbrăcam cu cojile colorate de ou și o îngropam și o boceam, pentru că vis-a-vis era un cimitir și auzeam cum bocesc sărmanele femei la mormintele dragilor lor și, bineînțeles, că repetam. Mai târziu am avut chiar un spectacol în care trebuia să bocesc ca mama Ecaterinei Teodoroiu și mi-a fost foarte simplu. Pentru că aveam baza din copilărie. Îi nebuneam pe toți cu bocetele mele. Cum? Dar unde erau bunicii? Departe de Tulcea? 25 de kilometri. În satul, pe atunci se numea Calica, acum se numește Iazurile. Eu cam între 2 ani jumate și 5 ani jumate am fost la bunica. Și m-au făcut cetățean de onoare, sunt mândră. Așa, și chiar școala se va numi Tora Vasilescu. Dai seama, bănuiam eu când eram atâtica, da. Mi-a spus chiar și puțin mai devreme, înainte să începem înregistrarea, că bătrânețea se pregătește. Așa e? Nu e replica mea. Am auzit-o la Ioana Popescu, doamna Ioana Popescu, care a fost secretară la noi la Uniunea Cineaștilor, și am băgat-o bine în cap. Da, da, folosiți asta încă de când erați departe de călătoria care se numește bătrânețe, adică... Păi o știu de mult. E bun și chiar așa ați început pregătirile din timp? Am început, ca să-ți faci o casă, trebuie ani de zile, ani și ani, până când se hotărăște, iar îmi vine o poezie. Casa asta e făcută de dumneavoastră, de la... n-ați casa cumpărat-o? Asta, nu, e spiritul nostru e aici. Casa e făcută de o echipă de maramureșeni care fac biserici, n-are niciun cui. Am citit atunci o carte cam atât de groasă despre casele ecologice. Și, deși acum 12-13 ani nu era... Erau cărți, sigur. Erau cărți, dar asta respiră, nu era obsesia asta a păstrării lucrurilor, a sustenabilității. Acum a devenit un fel de cultură. În timpul lui Ceaușescu era, cum să nu. Adu-ți aminte, la un moment dat, iartă-mă, eram la Costinești și am preluat gluma asta de la Divertis, bineînțeles, cu i-auzisem. Era o mare nebunie cu economia, înlocuirea materialelor de construcții, deci cu înlocuitori, mare economie. Bine, și cafeaua era din înlocuitori, da? Da, din locuit prăjit, da. Nechezole, îi spuneam noi. Mm-hmm. Și m-am urcat pe scenă și am spus, am să vă spun un scurt moment din Meșterul Manole. Și toată sala a făcut, adică... Zic, nu, momentul când... Ana vine la Manole cu merinde și Manole o zidește și Ana începe să plângă și auzeam în sală, of, Manole, făceam, zidul său rău mă strânge, trupușorul frânge, dar Manole nu asculta, el planul și îl îndeplinea și cu ocazia asta s-au făcut economii în materiale de construcții folosindu-se înlocuitori. V-a salvat umorul de multe ori? Umorul m-a salvat. V-a salvat. Pentru că cu umor poți să spui chiar și adevărul. Nu se supără nimeni. Ați încercat? De multe ori. Mm-hmm. Da. Pentru că am darul sincerității și că am limbuța ascuțită. Și când o femeie e bună doar atunci când muncește, când lucrează, când crește copii, când aduce un ban în casă, dar tace din gură, nu-și cere drepturile, eu consider că noi, femeile, trebuie să ne ascuțim măcar limbuța, că pumnii mai greu. Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastraman și eu. Cum străiesc eu cu Mitoca? Zău nu era de mine. Nu era de mine. Eu sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liber. Așa să nu mi-i vorba zi Mitocanului. Nu-ți permit, domnule, să te întinzi mai mult la un așa front. Am avut țarță o parte ca să rinenea Dumitrache și cu n-a epistatul. Almiter Mitocanul scosese și cu de la baston pentru ca să mă sinucidă. E, ce zici dumneata, țățico, de nasul care-și lua la Mitocanul? Eram răgușită odată.
Și nu puteam vorbi, eram pauză vocală și soțul mi-a spus, ești femeia ideală. Adică nu vorbeam. În sfârșit. În sfârșit. Draga, mă vorbesc destul de puțin. Da. Eu stau aici ca la mănăstire, să știi. Am o verișoară la mănăstire, aici e mănăstirea mea. Oricum văd creația lui Dumnezeu în florile, în tot ce mă înconjoară, întoarcerea asta la natură, mie îmi face foarte bine. Ei! Întoarce! O să-i mănânci pe scură. Singura modalitate de a mă salva de lumea asta a urii, a competiției, a luptei, a însingurării. Vorbește o actriță româncă care a jucat în atât de multe filme încât mi-ar lua cel puțin când durează emisiunea asta să le înșir pe toate. Nu, nu e cazul. Că nici nu interesează. Oricum se dau la televizor, că altfel ar fi fost uitate de mult. Deci cel puțin 40 de pelicule aveți la activ. Da. Și nu v-ați oprit chiar după 90, mă uitam că ați transformat. Lumea mai mult mă știe din seriale, din telenovele, că la televizor se uită lumea. Mă mir că s-au redat filmele, că altfel nici n-am sperat vreodată. De când am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore. Que prétendez encore? Unde umbli, Vasile? Te-am căutat toată după amiază. Ai pierdut deja primul avion. Care avion? Avionul de Timișoara. Fii atent, mâine dimineață la ora 8 punct, mă sun cu proiectantul lângă tine și cu planurile în față. Avem nevoie de niște aprobări, să putem tăia câteva piese de ecluză la dimensiuni transportabile cu bascule. Ascultă, tovarășe director. Câți copii am eu? 4, dar de ce întrebi? 4. Câți copii ai dumneata? 2. 2. Nu vi se pare că sunteți în inferioritate? De mâine facem schimb. De copii? Nu de copii. Că nu mi-arde de glume. De casă. A dumneavoastră este mai încăpătoare. Monstruos! Paul! Noi doi facem parte din high life-ul cartierului. Nu e de rangul nostru să profităm de mizeria unei babe. În situația noastră, noi trebuie să fim foarte delicați. Condiția noastră nu ne mai permite, Paul, să avem un suflet de gheață. Tu știi ce a făcut fantasita aia de Corina în contrast cu noi? A luat o bătrânică de la azil și o ține ca în puf la ea acasă. Care e filmul dumneavoastră favorit din toate cele multe în care ați jucat, nu, care nu au făcut istorie? Nu pot să răspund, dar sigur, înseamnă să încep să enumer mai multe, adică și toată lumea vă știe din producțiile mari, puternice, care s-au făcut, care au sfidat comunismul, care au făcut, cum să zic, o epocă de film glorioasă, da? În niște ani în care totul era cumva, cum spuneți dumneavoastră, cu un locuitor. Și ați jucat în mare parte din filmele importante care s-au făcut atunci. Nu cred că a fost, țin minte că citeam undeva cât de greu a fost să faceți sunetul la De ce bat clopotele mitică. Ai ce ciudat! De curând am filmat pentru o televiziune și tânăra care mă intervieva m-a întrebat la un moment dat, dar ce înseamnă posincron? Că eu tot îi dădeam cu posincron. Iar eu am rămas așa de surprinsă, cum să spun, m-am gândit, dom'le, și un medic când vorbește în limbajul lui multe nu înțelege. Da. Deci posincron... Să faci posincron era talentul, nu? Acum e priză directă. Exact. De aceea nici nu înțelegem nimic la filmele românești. În general nu înțelegem. Eu am crezut că am surzit cu vârsta, dar multă lume spune că nu înțeleg. Pentru că microfoanele, cum sunt puse, vorbirea. Nu trebuie să vorbești la film ca la teatru, în care e puțin împins cuvântul, ca să poată auzi, să-ți zică mulțumesc și cel din ultimul rând. Așa numita impostație. Chiar și șoapta timbrată. E o tehnică. Actorii tineri nu prea au această tehnică. Ori trebuie măsura dată puțin înapoi. Nu mai trebuie vorbit ca la teatru. Trebuie un pic de vorbire corectă și accent și limba română. Nu rom-engleză. Cum e? Rom-engleză. Rom-engleză, da. Rom-engleză. Dumneavoastră sunteți cu ro-franceză, că sunteți cu un francez în casă de atâția ani, soțul dumneavoastră. Vorbiți, da, el știe română? Eu i-am spus, mănânci pâine? Spune pâine, nu pine, mine, chine. Zic pâine, mâine, câine. Vorbea română când l-ați întâlnit? Nu. Și l-ați învățat? Bineînțeles, trăiește România, vorbește românește. Mi se...
avem dreptul noi. Da. Acum am dat seama că toată curtea asta fabuloasă pe care o aveți poate fi curte de mănăstire, curte de școală de reeducare, scurioasă până la sfârșit ce ne mai iese. Adică multe lucruri s-ar putea întâmpla aici, așa, liniștită, da, place, cu zâmbetul pe buze, așa. Să spun ce am descoperit că e adevărat, nu ce am citit, adică cultură second hand la mâna a doua. Ce am descoperit? Chiar am învățat să nu mai cred decât în lucrurile pe care le experimentez eu. Se numește înțelepciune. Hei, e o opțiune pentru vârsta mea, nu? Dar să și râzi de tine însuți e o adevărată terapie. Ce vă pasă? Ce vă pasă? Că nu vă arătați vârsta în niciun fel și vă alintați vorbind despre ea. Toți dorim să trăim până la adânci bătrânețe. Dar nu ne place să fim bătrâni. Asta e culmea. Dar de la ce vârstă sau de la ce stare ești bătrân, de fapt? Un medic neurolog spune că numai 20% dintre oameni îmbătrânesc frumos. 80% devin răutăcioși, devin naivi, devin conservatori, cu mari pretenții, în primul rând, pentru alimentație și somn, nu mai ei au dreptate și încep să învăț lecția asta pe invers, adică să mă debarasez, precum cojile de ceapă, de aceste lucruri de enervări inutile. Deși mă enervez, bineînțeles, că sunt o perfecționistă. Și când văd un om că nu-l duce capul, degeaba are bunăvoință dacă n-are știință. Ați fost tot timpul așa, perfecționistă? Mă gândesc că ați muncit la atâtea firme și făcând teatru și stând într-un mediu în care înseamnă interacțiune cu foarte multă lume. Dacă eu eram așa în tinerețe cum sunt, cum aș vrea așa să cred că sunt, acum ajungeam la NASA, dar nu eram așa. Bineînțeles, mă bazam pe talent, eram și eu superficială, mi-era ușor să învăț memoria, îmi ținea. Acum citesc și încerc să fiu cu noul val, noua spiritualitate. N-am nevoie să fiu nevasta nimănui. Lasă-mă pace. Înainte de a se căsători cu mine, voiaja de două ori pe an în străinătate. Pe mine nu m-a dus nici până la Mehadia. Dacă s-ar vara asta peste 3000 de kg la pogon, te duc în septembrie la Pucioasa. La Pucioasa? Să te duci tu la Pucioasa, pe mine să mă duci la Paris. Mă făcuse mama o rochie de muserină, albă, albă, albă. Iluzii spulberate. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta? Ați intrat la teatru din prima? Din prima? Pice berbecul, poate din prima, pe berbec, dacă îl dai afară pe ușă, intră pe fereastră. A treia oară. A treia oară? Păi sigur că da, normal. Da, berbecul... După ce luasem o medalie de aur pe țară, la recitări, adică deci credeam în mine însă că sunt grozavă. Uite că n-am intrat. 5 locuri. Atât eram. Și eram și cu V. Adică Vasilescu la catalog, ultima. Ați intrat la teatru, în sfârșit, visul ăla pe care l-ați avut, da, și de care v-ați ținut. Și ați ajuns în acest București, care nu aștepta o fată de la Tulcea, deloc. Nu, cred că nu era prietenă. Tramvaiul și în sens invers. Oricum nu am viziunea asta spațială. Sunt total, nu știu dacă tu ai. Nu, deloc. Nu, femeile 85% nu pot fi nici controlori. Nici acum nu știu cum se schimbă metroul la Unirii, dar nu da. Mai spuneți la nimeni, da. Da. Nu, așa suntem, noi nu știm care e stânga, care e dreapta, pentru că le folosim foarte bine pe amândouă. Eram complexată de oamenii cunoscuți, de familiile bogate, eram complexată, sigur că da, până când la un moment dat, nu mai știu în ce an, am ajuns într-un anturaj cu foarte mulți actori, elegant, și am văzut că sunt normal ca și mine și atunci m-am tratat. Da. Dar când ați început să deveniți cineva de invidiat, ca să zic așa? Cu filmele, cu teatru, cum a fost? Nu mi-am pus problema asta niciodată. M-a ferit Dumnezeu să mă cred cineva. Primesc greu laudele, deși acum am ajuns la concluzia că trebuie să mulțumești frumos. În niciun caz un actor nu ar trebui să respingă pe cineva care îi spune că îl admiră, pentru că va fi reversul situației, admirației după aceea. Unde v-ați simțit mai bine? La teatru, la film? Unde era mai ușor de gestionat? Draga mea, pot să spun că inima mea a putut iubi în aceeași măsură. Era loc și pentru teatru și pentru film. Acum, parcă mai mult film. Teatru e mai
perisabil, cum să zic. Din păcate. Da, și uite ce bucurie mi-a adus mie la acești ani să revăd filmele de tinerețe și să-mi dau seama, dom'le, să-mi aduc aminte de replici, de ce am gândit când văd o imagine. Dați-mi un exemplu. Da, îți dau un exemplu. Ai vrut să mă prinzi? Nu să mă prinzi. Uite, de exemplu, în Imposibilă iubire. Era un cadru când îl așteptam pe Șerban Ionescu la gară. Și îndrăgostită de el fiind, eram în planul 2, el era în plin plan. Și la posincron mă uitam, n-aveam replică. Dom'le, citeam în ochi ce gândeam în clipa aceea. Deci pelicula este atât de sensibilă că prinde neuronii aia, gândurile tale. Uite aici. Ăsta-i secretul. Aici un buletin de vot. E, de fapt, destul de nemilos ce se întâmplă. Adică e o radiografie, un computer tomograf. Da. Când știi textul, de exemplu, perfect, cum eram la Pintilie, în care trebuia să fii mașină. Mașină, nu om. Bine, era vorba de Caragiale, nici nu poți permite să schimb un cuvânt din Caragiale, care e genial. Când jocul tău e firesc, e normal, când simți, te ghidează cineva dinăuntru, știi? Nu trebuie să simți mâinile așa, cum mulți amatori țin mâinile, da, pe la film. Ați transmis cumva așa energia asta pătimașă, da? De a împărți cu oamenii roluri, viață. Cred că ține de temperament, da. Astea nu sunt lucruri care eu le-am făcut. Așa am simțit să le fac. Nu pare învățat. Adică nu, pare pur și simplu nu, din interior. Mie mi se pare că spontanul ăsta e mai presus de orice tehnică. Adică ești comunici, nu? Cu tine sau cu... Mă rog. Dacă poți. Nu întotdeauna se întâmplă, dar au fost momente rare pe scenă când am pierdut marginile. Da, mi s-a întâmplat. Da, da, emoția mare și când vine acea bucurie pentru care merită să faci actoria. Altfel, ca să te chinui, să te uiți în ochii cu un reflector că poate îți curge o lacrimă. Ați învățat? Nu se ia premiu, mari premii pentru așa ceva. Vorbește o premiantă acum, da? Ați luat destule premii. Nu, mă gândeam la Oscar, dar nu e cazul. Nu, dar ați avut tot ce a însemnat premiul de cinematografie din România, l-ați primit. Și ați cam muncit pentru să asta. Să nu crezi că mi-a fost ușor la teatru pentru că făceam film mult. Dar asta să închidem discuția. Simpatie mare nu găseați, nu? În față, da. Și cât am fost nevastă de regizor, da. Apoi să închidem. Atenție mare cel care urcă social să zâmbească în dreapta și în stânga, că la coborâre nu știe ce șuturi va primi. Mi se pare că sunt destul de rezistentă. A, bine. Știi ce se întâmplă? Când n-am mai fost nevasta respectivă, deja aveam un nume, deja eram recunoscută ca un om talentat, ca un om de film. Da, și, nu erați fosta nevastă? Nu mi s-a mai acordat uneori, chiar la... mi-aduc aminte, n-ar trebui să povestesc, Doamne, ce mi-a venit, tu mă provoci. N-am spus nimic. La Buftea, știi? Mi-aduceam aminte de anii de tinerețe, ce atenție toată lumea îmi dădea, dar nu numai că eram nevastă, am fost un om foarte politicos cu cei din jur, de la mașiniști până la toată echipa. Și acum când ne întâlnim, oamenii îmi zâmbesc, uneori chiar le dau lacrimile, pentru că se duc în amintire, în tinerețe și mă rog. Da, poate puțin m-am simțit frustrată când am văzut că alte neveste de producători. Da, încheiem discuția că puțin îmi pasă de fapt. Sunteți produsul unei doamne pentru că ați fost la clasa unei profesoare. Da, dar nu numai asta. Din copilărie am avut, mătușa mea era educatoare și îmi citea poezii. Vezi că e un destin. Vezi că ești împins într-un fel. Totul e să-ți dai seama de lucrul ăsta. După aceea, profesoarea de română care m-a luat, învățătoarea care mă punea să citesc o partitură muzicală, să vadă dacă pot să știu înălțimea notelor, pentru că făceam școală de muzică, după aceea am renunțat în sfârșit, primisem un diagnostic de anemică, de ceva, și mama nu m-a mai lăsat. Erau destul de departe era distanța între cele două școli. Din clasa a 5 am avut o profesoare poetă, profesoară de limba română, care s-a ocupat, gândește-te tu că eram la
Tulcea, poate eram în clasa 9, am și poze și recitam ca să faci portretul unei păsări de Jacques Prévert. Ca să faci portretul unei păsări, mai întâi desenezi o colibie cu ușița larg deschisă, apoi desenezi ceva cât mai drăguț și cât mai simplu, ceva frumos, ceva util pentru pasăre. Pe urmă, așezi tablou pe un copac. Vrei să ți-o spun? O mai știți? Să... Da, o știu. Toată. Da. Eu asta am luat exemplu de la Florin Piersic, care a spus că exerciții de memorie le face în drum la cu... La volan, știu, mi-a zis mie în emisiune. Își recită da. Poezie. Așa este. E, asta e poezie din clasa noua. Și mai știu și din alte clase. V-ați învățat greu rolurile? Uneori erau lungi. Nu. Nu, cel mai greu... De fapt, am fost frustrată. De câte ori n-aveam suficiente replici, îmi venea să mănânc pereții. Voiam să fur o replică în plus. M-am apucat și mi-am făcut propriul proiect la Teatrul de Stat Evreiesc, la TES, după un test pentru radiofonic a unui fost actor român plecat în Israel. Și am făcut un one woman show. 2 ore. Și am zis, eu n-am tupeu să chem spectatori să mă vadă 2 ore cum vorbesc acolo la... În sfârșit n-avea nimeni replică mai mult decât dumneavoastră. V-ați și răzbunat. Atunci l-am rescris tout en tout de toate, și film și teatru. Am făcut un proiect la Romtelecom, le-am cumpărat ecran și aparat video, că nu aveau atunci. Oh, Doamne! Nu vreau să spun lucruri negative, decât atât. Și vorbeam în acest spectacol, eu vorbeam cu 2 spirite. Spiritul amantului și spiritul soțului mort, care la un moment dat mă chemau să mă omor și eu. Deci treceam prin toate crizele și sinucidere și nu știu ce. 6 luni am exersat. 6 luni. Zi de zi. Știi ce înseamnă să te creadă lumea că tu vorbești cu ăsta care s-a așezat și a plecat și vine și te masează și te... Adică totul în... Toate în tot. E o modă acum, nici n-am știut că se face lucrul acesta. Dar, după 6 spectacole, eram deja invitată la tot felul de festivaluri și nu știu ce, după 6 spectacole mi-am adus aminte de replica profesoarei mele, actrisa genială Eugenia Popovici. Vrei tu să faci toate rolurile, tot ce vrei. Dacă nu te ajută organismul, fetiță, nu faci. Am clacat pe corzile vocale. Efortul vocal, posincroanele, urletele pe care ne puneau să le urlăm de sute de ori, de zeci de ori, cum voia domnul Măria sa, regizorul, considerându-se nu co-creator, ci chiar creator, adică confundându-se cu... Da, demiurgul, da. Cu demiurgul. Deci mi-am făcut... Deci v-a lăsat vocea. Da. Dar grav. Adică nu... la, cum se spune, la limită de borderline. Și ați anulat tot, toată munca aia s-a dus. Borderline, iradieri. Uite, mulțumesc lui Dumnezeu și medicilor. Am fost în Italia, eram în depresie, normal, și pe acea insulă dedicată și credinței și sănătății, pe Pintenul de la... știi, cizma Italiei, e un pinten, nu tocu. Unde a fost Padre Pio, unde e un mare spital și, mă rog, totul în amintirea și în onoarea, mă rog, lui Padre Pio, cel care avea sângerările în palme când se concentra, când îți spunea ce boală ai, ce... era vizionar, mă rog. Și doctorul respectiv mi-a spus... Păi unde, doamnă? Că nu, eu nu văd nimic. Felicitări medicilor români. Am plâns enorm. De atunci, întotdeauna mă rog și la Padre Pio. Am fost nu numai mândră că sunt româncă, mândră pentru medicii care au învățat și pentru noi. Și astăzi toți le spun cum le spun. Bine, nu, eu nu vorbesc în general de toată lumea, anumiți medici.
cei pe care i-am cunoscut eu, de exemplu. Da, ați fost de multe ori la limită, da? Ați ajuns cu diagnostice... Sigur, am fost la limită. ...crunte la, în perspectivă. Ăsta a fost cel mai dur. Ăsta a fost cel mai da, dur. Da, da. Am avut o operație, mă rog, pe cervicală. Și în față și în spate, cum ar veni. De fapt, da. Eu n-am avut operație pe corzile vocale. A fost numai radiere. Numai. Câte sechele de atunci. Da. Era vară și trebuia să stau cu un guler. Cât te învață omul, cum să faci un duș, cum să folosești o punguliță de plastic, câte lucruri ca să te poți spăla când ești rănit, operat, tăiat. Dar mulțumesc Dumnezeu că am putut trece peste lucrurile astea. Și pot și alții, dacă eu am putut, poți și tu. Poate toată lumea să treacă, nu? Problema este teama, frica. Produce un întreg chimism în organism. Știi că și intervine acel fugi sau luptă, nu? Fugi sau luptă, sistemul imunitar cade. Pentru că omul are nevoie de energie. Suplinește cu energie ca să fugă sau să lupte. Ei bine, atunci, alevoar, bonsoir. Să nu uit. Mâine e sărbătoare, să ne legăm de nenea, să ne duc la Union. Nu, nu, la Union nu, Vesițu. Nu mai merg la Union. Dar de ce să nu? Pentru că nu face nicio plăcere. Nu înțeleg comediile alea. Ce să-ți spui, nu voi. Haide, zăuța, zoparul, dar știi că ești curioasă. Dar ce, pentru comediile alea mergem noi? Mergem și noi să mai vedem lumea. Păi ce adică toți câți merg acolo înțeleg ceva gândești? Merg așa de un capriz, de un pamplezir, de ce să nu mergem și noi? De ce? Nu voi să merg. Haide, zăuța, tu îi spun eu lumea, vrei? Nu merg, Siso, nu. Și nu mai vrea nici dumnealumea să azi dimineață, degeaba îi zici. Zăuța, ți-i coparul să mă îngro. Nu merg, Siso, ți-am spus, când zic o vorbă, e vorbă. Zi, nu vrei să mergi, Sațo? Nu! Nu! Era la dracule de viață și-a prinsită! Că m-a făcut mama fără noroc, că n-am avut parte pe lume, măcar de o compătimire pe lumea asta! Apropo de actorie, sigur că trebuie păstrat o anumită sensibilitate, înconjurat de frumos. O anumită perioadă de sărăcie îți creează o sensibilitate extraordinară. Deci fără cunoștințe, fără principii morale, fără... Legătura ta cu Dumnezeu, cum poți să fii autentic? Că tu mai intri. Așa porni discuția. Încercând să nu tai legătura asta, să o păstrezi cât mai vie și cât mai puternică. Și într-un fel dumneavoastră faceți asta stând mare parte din timp afară. Sunt convinsă că toată grădina asta pe sigur care o aveți... Da, sigur că da. Are nevoie de stăpână, da? De exemplu, am citit și sunt convinsă că e adevărat și, mă rog, dacă nu e așa, treaba lor. Cine crede așa, au vibrație joasă. Că plantele, lucrul cu plantele și dragul de ele se aseamănă cu vibrația ta și îți aduc nutrienții care îți sunt necesari ție. De aceea trebuie să gătești tu, să lucrezi tu cu vibrația ta. Lenea e unul din marele păcate și se plătește. Acest fast food și toate, adică hai să mâncăm orice. Eu am 70 de ani, să vedem ăștia care mănâncă așa cât se apucă. Pentru că contează întotdeauna ultima clipă. Ultima clipă. Să nu-ți dai seama că ai trăit o minciună. Apropo de ultima asta clipă, dacă tot trebuie să profităm de ea, hai să ne întoarcem puțin, să-mi spuneți mie de ce insula Capri e un loc în care v-ați întoarce. Da. A fost prima mea ieșire în Occident, după filmul Cursa. Și am ajuns, eram la un festival de film neorealistic cu Tudor Mărăscu, cu filmul Învingător. Uite că mi-am adus aminte, pentru că eu am fost de două ori acolo. Și la festival a fost o persoană care avea, asta era la Avelino. Era o persoană, era în decembrie, care avea cheile la două, trei vile să aibă grijă că Capri e aproape de Avelino. Mă rog. Și ne-a invitat să ne duce, că eu când am auzit Capri, să vini, ra-ra-ra-ra. Hai la Capri, cu Tudor Mărăscu. Chiar am niște fotografii în care suntem pozați, scrie Vila Marăscu, adică aveam și vile.
insula făcută de un împărat, domnule, nu e glumă ce e acolo. Am rămas trăsnită când în noaptea vedeam pe cer tot felul de cruci, de lumini, ele erau în stâncă, știi, și luminând, mă rog. Am avut senzația la Capri în decembrie, unde era plin de flori, când am ajuns la Faralionii, la stâncele la două, așa, că mă iau un fel de spirală de energie. Și mi-a venit să plâng și mi-era rușine să zic, artista face pe nebuna. Da. M-a avut o mare emoție, ca prima dragoste. M-ați întors acolo, în timp? Da, m-am întors. M-am întors după 2 ani și le-am luat medalia de aur. Da, da, filmul cu Baienii. Cu dragul de Baienii. Da. Care i-au furat bagajele la Napoli, adică să fie clasic, așa. Nu puteați fi în altă parte decât la Napoli. Da, sigur că da. Ați călătorit mult? Nu foarte mult, dar suficient. Și mi-a intrat bine în cap replica, orice călătorie, un vis ratat. La ce să mă duc să văd casele altora, florile altora, când pot să le fac singură? Haideți să vorbim atunci despre lucruri pe care le controlăm foarte bine unii dintre noi, cum ar fi faptul că arătați perfect. Ce faceți pentru tenul ăsta? Cum a spus colega mea, Rodica Bitănescu Popescu, care mi-e dragă și o sărut, că nu e, că e tunată. Eu nu, am căutat pe internet și n-am înțeles ce înseamnă tunată, tu știi? Nu, dar sper să aflu ca să arăt ca dumneavoastră. Eu nu sunt tunată, da. Pentru că trendul așa e, toată lumea își face, își injectează, își face operație, eu vreau să rămân model pentru cum mai arată un om original. La bătrânețe să vedeți și voi cum arăta un om de adevăratele. Sigur că deci, suferim, suferim când vezi în oglindă că ți era prietenă și acum nu prea mai e prietenă întotdeauna. Depinde și de stare. Mă gândesc la mămica mea care era o bătrână, dar era dulce, simpatică. Ce trebuie să am fața aia, parcă e un balon care s-a umflat. Un balon umflat. Și după puțin timp, mai pierde aer, mai pierde aer, mai pierde aer. Am mai spus-o asta, profesoara noastră ne zicea că actrițele la Teatrul Național care s-au operat estetic n-au mai făcut film. Deci pelicula prinde, că mărește, gândiți-vă, toate televizoarele astea imense acum, mărește ce ochelar cu funduri de borcan, cum se spune. Nu știu. Nu știu cum e mai bine, fiecare face cum consideră, dar să o iei de la tinerețe, să începi să te tunezi, nu? Cam că așa cred că se folosește termenul. Da, și să devii dependentă. Și nu numai ea, dar și bani, dar tu să nu-ți fie e drag. E modă, e ego, e... Păi moda a fost și cu fumatul. Și unde am ajuns? Că din cauza lui și a efortului vocal am făcut pe coarda vocală ce am făcut. Dacă îmi spunea cineva, nu mai fuma, că vasele de sânge fac constricție, că o să o pățești la bătrânețe, ce credeam? Spune tu cuiva care fumează, ce crede? O trebuie să o pățească, omul până nu o pățește, nu înțelege. M-ați gândit vreodată să faceți, aveți așa o bucurie de a da din ce ați învățat, din ce ați înțeles, din ce ați ademenit așa către dumneavoastră multe lucruri? Da, mi-ar place, da, mi-ar place, dar... Nu-mi plac oamenii care îmi dau sfaturi și atunci am și o grijă. Deci v-ar plăcea, da? Adică vi s-ar potrivi? Păi da, sunteți pentru un mare că, comunicator. Foarte mulți jurnaliști mi-au luat interviuri și m-am învățat, am fost talentată să vorbesc mult. Iar înainte, în perioada lui Ceaușescu, când plecam la festivaluri, vedeau securiștii și ne întrebau și ne ascultau așa frumos. Da. Bine, să încheiem, că nu știu ce ar mai fi de spus, pentru că o să-mi spuneți numai ce vreți dumneavoastră, oricât aș încerca. Dar tu ce vrei să spun? Hai, regrete? Întreabă-mă. Regrete. A, pot să spun. Francezii spun, il vaut mieux d'avoir de remords que de regret. Adică e mai bine să ai remușcări decât regrete. Adică remușcarea că ai făcut-o un păcat decât regretul că nu l-ai iubit pe acea persoană. Și m-am contrazis cu cineva și tot spunea, nu, mai bine să e invers. Ba, nu e, așa e. Așa e. Dar poate am regrete, dar acum nu mai înseamnă nimic. Nu-mi duc energia în trecut. Trecutul nu mai e nimic. Nici viitorul n-a venit. Da. Prezentul, azi e prezent, gata. Acum nu mai e. A devenit trecut.
Bine, cât o să-mi termin eu cafeaua, promiteți-mi că vă pregătiți și nu, ne mă duc să vă aduc afară. Plăcinte ca la bunicuța, cum făcea bunica mea. Bunica din, de la Tulcea. Bunica de la Iazurile. Din făină de la moară, făină normală, deci nu aerată, pentru că nici plăcintele nu sunt aerate, cu brânză, cu ceapă verde și cu mărar. Sună bine. Știu că vă țin de două ore miroase aici, dar nu vreți să vi le aduc? Eu speram că ba da, dar speram că ne scoateți și afară să bun, vadă okay, lumea cam okay. Cum arată atunci raiul dumneavoastră. Ok, scot plăcinta. Înainte să veniți cu plăcinta, spuneți-mi dacă ați avut vreodată vreun idol. În copilărie s-a Rita Motier, pentru că vedeam filmele, era normal. Mulți ani am avut idol pe Lazarov, rusul, psihologul. După aceea am trecut la Dr. John Wayne Dyer, cu The Shift, schimbarea, așa, un docudramă extraordinar. Așa. Iar în ultimul timp am pe acești domni din noul val de spiritualitate, așa, în care scriu, vorbesc la public, cum e Joe Dispenza, cum... E un mediu medical în America, toți au trecut la vegani acum, așa, pentru că el propăduiește să trecem la plante, de fapt, cum se spune și în Biblie, mâncați semințe, mâncați fructe, de ce vi s-a dat, știi, nu... Sunteți pe calea asta, încercați? Am reușit să țin tot postul și aș putea să-l fac, am mai trecut eu prin așa ceva, însă e foarte greu când ești măritată, când ești invitată și atunci merg mai spre vegetarian, dar din când în când și cu proteina de calitate animală, mă rog. Cu scuzele de rigoare. Da, da. Sigur, lumea râde în general când aude că am trecut prin perioada cu grâu încolțit, cu macrobiotică. Cu... Deci ați încercat, ați experimentat. De mult timp. Da, l-am cunoscut pe Valeriu Popa, renumit, nu știu dacă a ajuns la generația ta. A ajuns. Așa. Și mergeam la o petrecere, le povesteam ce înseamnă teoria asta și când venea friptura pe masă, toți începeau, o să-ți încolțească grâu în burtă, o să crească morcovul în nas. Tora Vasilescu, cu care n-ai cum să nu, să nu râzi, indiferent despre ce-i vorba, știe să se salveze cu o doză de umor? O gazdă perfectă? Păi iartă-mă, numai atât. Nu-i mai bine să fii optimist și să n-ai dreptate decât pesimist și să ai dreptate? Nu știu, trebuie să încercăm. E greu să ajungi la liniștea asta de a încerca să faci lucrurile așa. Nu ne este tot timpul să pierzi. Piersic așa, tot așa e. De... Numai că el se duce în amintiri, dacă repetă în mașină, nu mai lăsa să spun poezii. Știi câte, știu, știi câte materiale aș avea de jucat în niște pentru televiziune. Uite așa stau cu urechile cirite și ascult acum poezia aia din clasa 9. Ca să faci portret unei păsări, mai întâi desenezi o colivie cu ușița larg deschisă. Apoi desenezi ceva cât mai drăguț și cât mai simplu, ceva frumos, ceva util pentru pasăre. Pe urmă, așezi tablou pe un copac, într-o grădină, într-un crâng, într-o pădure și te ascunzi după copac fără o vorbă, fără să te miști. Se întâmplă uneori ca pasărea să vină repede, dar se mai poate întâmpla să treacă ani și ani până când se hotărăște. Atunci nu te descuraja, așteaptă. Așteaptă dacă e nevoie ani întregi. Viteza sau încetineala cu care pasărea sosește nu au nicio legătură cu faptul că tabloul a reușit sau nu. Când pasărea sosește, dacă sosește, păstrezi cea mai adâncă liniște. Aștepți întâi ca pasărea să intre în colivie și după ce a intrat, închizi ușița binișor cu pensula. Pe urmă, faci portretul arborelui, alegând din toate crengile pe cele mai frumoase, iar pentru pasăre, pictezi după aceea frunzișul verde, răcoarea vântului, pulberea soarelui, foșnitul gâzelor prin iarbă în căldura verii. Pe urmă, aștepți ca pasărea să cânte. Dacă nu cântă, e semn rău. E semn că tabloul nu e bun.
Dar dacă vrea să cânte, e semn bun, e semn că poți semna. Atunci îi smulge o pană binișor de tot și pe un colț al pânzei te iscălești cu ea. Așa se face artă, să pictezi pentru o pasăre răcoarea vântului, pulverea soarelui, foșnetul gâzelor prin iarbă, deci lucruri imposibile. Tora Vasilescu, la rețeaua de idoli. Vă mulțumesc!